În ultimii 5 ani, pe tronsonul de drum situat între Focșani și Garoafa s-au produs peste 28 de accidente grave, un număr de 12 persoane au decedat și alte 29 au fost rănite grav. În aceste condiții s-a luat măsura instaurării unei limitări de viteză de 80 de km la oră, urmând ca în perioada imediat următoare administratorul drumului să monteze panourile și de avertizare a zonei periculoase și indicatoarele rutiere. Zona este într-adevăr în afara localității și este o zonă periculoasă considerată de noi, astfel că în perioada următoare, după montarea acestor indicatoare, vom acționa și cu aparatele radar din dotare.